Ce ziceți? Ascultă, domnul rugăciunea. A fiecăruia dintre noi. Am eu o rugăciune. Oare mi-o fi ascultat-o domnul? Pe a mea. Ce credeți? Vă spun o întâmplare. Care dintre voi ați auzit expresia Muntele la Mahomed sau Mahomed la munte. Știți de unde vine expresia asta? E o poveste arabă despre întemeietorul religiei islamice. Că la un moment dat, cei ce-l ascultau au vrut să-i pună la încercare credința. Și au zis, bine, dacă ai credință, poruncește muntelui aceluia să vină la tine. Și a poruncit Mahomed. Și muntele nu s-a mișcat. Și a mai poruncit Mahomet și muntele nu s-a mișcat. Și dintr-o dată i-a venit o idee deșteaptă. S-a dus el la munte și a zis: Îți mulțumesc, Doamne, că ești înțelept, că devenea muntele la noi, se distrugea tot aici și pierdeau atâtea lucruri, dar am venit eu la munte. Ei bine, în seara aceasta, parcă simt nevoia să-mi iau amvonul și să-l mut acolo. Dar am emoții că nu mai stau față în față cu Adi, cu Iani, cu cei din grupul de laudă. Dacă vin acolo. Și atunci m-am gândit la expresia asta. Muntele la Mahomed și Mahomed la munte. Acum, e greu să se mute muntele la Mahomed. Da, dar voi ați spus că Dumnezeu ascultă rugăciunea. Eu m-am rugat Domnului totuși să se mute. Cei ce credeți că Domnul ascultă rugăciunea, haideți mai aproape de mine, ăia din spate Mai ales că în seara aceasta nu vreau să vă țin o predică, vreau să împărtășim câteva lucruri importante Cei de pe rândurile din spate, vă rog, lăsați-le aici, chiar în spatele Luadi, în spatele grupului de laud Așa, uite ce frumos, Domnul ascultă rugăciunea, slavă Domnului Și de pe partea asta, vă rog, cei din spate, vă rog să veniți aici în față Mă simt mult mai confortabil să vă vorbesc vouă decât unor scaune libere. Așa, haideți, haideți. Și de pe partea aia puteți să veniți aici mai în față, chiar în fața camerei, haideți și de pe partea asta. Ar fi unfair pentru ăștia alți dacă pe rândul ăsta nu s-ar mișca nimeni nimic. Haideți, cei din spate, de pe partea dreaptă a mea, haideți, vă rog, mai în față. Ia uitați-vă cum se mișcă muntele. Așa. Haideți mai în față. Mai în față. Haideți, vă rog frumos. Aici aș vrea să mă pot adresa unora care stau aici chiar. E bun. E bun. Și încă se poate și mai bine. Eugen, pe partea asta la altă și cei de acolo, haideți mai, mai aproape de mine. Dragii mei, vă rog să mă credeți, eu chiar vă iubesc. Și când iubești pe cineva, îl vrei aproape. Așa, uitați-vă cum se mișcă încet rândurile și vin încoace. Domnul să vă binecuvânteze. A, păi prea... N-ați venit destul de aproape. <laughs> Bine, dragii mei. Un high five cu ea de lângă voi. Și după aceea vă rog să vă așezați. Trebuie să vă spun ceva. Vedeți, eu port și ochelari de distanță. Aseară vorbeam cu predicatorul care a fost aici și ne uitam la ecranul acela din spate, amândoi de acolo de la Amvon, și am ajuns la concluzia că și mie și lui ne era dificil să citim ce era scris pe ecran. Era departe. Când e ceva însă aproape, pentru mine e mult mai bine vă văd mai bine și îngăduiți-mi să vă spun că arătați foarte bine fiecare dintre voi. Domnul să vă binecuvânteze. Și așa, țineți minte ceva de la fratele Filip. Când veniți la tineret, veniți aici în față. Frate Adi, nu-i așa că te vei bucura să-i știi aproape? Sigur. În seara aceasta despre Capcana apatiei. Ce este o capcană? Cine dintre voi a văzut vreodată o capcană? Sunt multe feluri de capcane. Cine a văzut vreo capcană? Ce e o capcană? Prima capcană de care eu m-am mirat în viața mea era o capcană de șoareci pe care o vedeam la bunicul meu. Era făcută dintr-o bucată de lemn cu niște găuri cu un arc și se puneau niște sfori mici, nu sfori, ață de cusut chiar era pus acolo, să țină arcul acela legat și în spatele arcului se punea ceva bun de mâncat pentru șoricei. Făină sau niște bobe de porumb sau ceva de felul ăsta. Și venea bietul șoricel, se uita, dar vedea că sunt niște fire acolo care îl împiedică pe el să intre la, la bobele acelea de porumb. Dar probabil în mintea lui își zicea, ce firișoarele astea la dinții mei ascuțiți. Și atras de momeală, se apuca să roadă firele acelea și reușea. Și după ce firele erau roase, gata cu șoricelul. Într-o capcană se poate intra așa, datorită momelii. Dar într-o capcană se poate ajunge și datorită neglijenței. Există capcane care se pun în pădure și dacă un animal neglijent trece pe acolo, o atinge și i-a prins piciorul. În seara aceasta, zic încă o dată, vorbim despre capcana apatiei. Dar ce e apatia. Capcana am înțeles ce este. Capcana este un dispozitiv în care fie datorită momeli ajungi, a unei momeli care nu-i mare lucru și nu se merită câteodată să te lași atras de o momeală care apoi să te ducă în capcana aceea care te înorcește pentru totdeauna. Dar uneori, dispozitivul acesta numit capcană, este pus într-un mod foarte subtil, într-un loc foarte ascuns, și te prinde datorită neglijenței. Apatia. De ce vorbim despre o capcană a apatiei? Pentru că aș vrea să înțelegeți, dragii mei, că apatia este o stare. O stare de indiferență lipsă de pasiune, de interes pentru orice activitate. Și noi vorbim aici despre apatia spirituală. Lipsă de interes pentru orice activitate spirituală. Și câteodată stăm și ne întrebăm, vine un tânăr la stare de vorbă cu păstorul. Frate păstor, nu știu ce se întâmplă, mie nu -mi mai vorbește Dumnezeu. Și îl întreabă păstorul de mult, de mult nu mai vorbește Dumnezeu. Și îl întreabă păstorul așa, spunem da, în Biblie citești? Nu mai citesc de mult, frate pastor. Da, de rugat te mai rogi? Nici cu rugăciunea nu sunt în regulă. Dar la părtășiile bisericii te duci? Nu mai mă duc nici la părtășiile bisericii. Știți ce a spus păstorul ăstuia? Dumnezeu îți vorbește, dați telefonul pe silent. Aceasta este realitatea, dragii mei. În starea de apatie se ajunge foarte subtil. Și despre asta vreau să vorbim în astăzi, despre faptul că se ajunge foarte subtil în starea de apatie. Ei bine, putem să fim foarte entuziasmați și plini de pasiune duminica că venim la biserică, lunea când mergem la tineret, dar întrebarea e asta, cum suntem marțea, miercurea, joia, vinerea, sâmbăta? Pentru că aș vrea să înțelegeți, Dumnezeu are pretenția să-L slujim cu multă pasiune. Și aș vrea să știți, dragii mei, că nimic nu e mai păgubos și mai periculos în viața de credință decât apatia. Dumnezeu trebuie slujit cu entuziasm și cu pasiune. Practic, lipsa de pasiune pentru Dumnezeu și pentru lucrarea lui a fost întotdeauna o problemă și a atras mânia lui Dumnezeu. Însă, astăzi vreau să vă spun că apatia spirituală este o capcană deosebit de periculoasă în care ajungi să. Cazi foarte subtil, treptat. Și aș vrea în această seară să împărtășesc cu voi treptele căderii în apatia spirituală. Încercați să vă gândiți la asta, le împărtășesc cu voi și aș vrea să vă gândiți la ele ca să identificați dacă nu cumva vă aflați careva pe drumul acesta subtil al căderii în capcana apatiei primul lucru pe care vreau să-l spun despre căderea în capcana apatiei este amânarea priorităților spirituale. Vedeți până aici? Se vede ecranul. Cei din spate? Bun că vă chemam mai în față. Dacă... Amânarea priorităților spirituale. Dragii mei, atunci când amânăm lucrurile importante din viața de credință, le lăsăm că le facem altă dată. De exemplu, rugăciunea. N-apuc să mă rog că trebuie să ajung la școală. N-apuc să mă rog că trebuie să mă duc nu știu unde. Atunci când amânăm și zicem o facem altă dată, amânarea lucrurilor spirituale, a priorităților spirituale, amânarea lucrurilor importante este începutul căderii în această capcană. Când am în citirea Bibliei. Aveți planuri de citirea Bibliei? Aveți. Mă nu știu dacă vă țineți de ele. Dați-vă, pe telefon sunt o grămadă de planuri. Eu urmăresc planul pe care îl sugerează cultul pentecostal. Proiectul împreună. Nu e mult, dar o porție de un capitol pe zi ceva, e important să citești din cuvântul Domnului. Și vă spun din nou, când amâni rugăciunea, când amân citirea Bibliei, când amâni participarea la biserică, o lași pe altă dată, micile amânări devin un obicei care te îndepărtează de Dumnezeu. Vreau să vă aduc aminte un verset pe care voi toți îl știți foarte bine, Matei 6 cu 33. Căutați mai tare, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Știți ce înseamnă asta? Există niște priorități spirituale pe care dacă le amânăm și le lăsăm pe altă dată, nu avem decât de pierdut. Imaginează-ți un grădinar care are flori foarte frumoase în grădina lui. Și amână să ude florile acelea Nu le udă astăzi că n-are -are timp Și mâine e foarte ocupat Și va amâna să le ude și mâine Poi mâine e iarăși ocupat Știți cum arată florile acelea răspoi mâine? Deja nu sunt în regulă Vreau să vă aduc aminte dragii mei amânarea priorităților spirituale este foarte, foarte păgubosă. Și de aceea vreau să vă chem astăzi în numele Domnului Isus Hristos, pe voi, dragi tineri, pe care vă prețuiesc pentru faptul că îl căutați pe Domnul. Faceți în așa fel să vă stabiliți un timp fix de rugăciune și de citirea Bibliei. Dacă ți-l stabilești dimineața, e foarte bine. Dacă ți-l stabilești seara, E foarte bine, dar hotărăște-te să ai un timp fix. Nu amâna prioritățile, pentru că amânarea priorităților spirituale este primul pas de cădere în apatia spirituală. Al doilea pas, pierderea disciplinei spirituale. Haideți să citim toți, pierderea disciplinei spirituale. Dragii mei, după ce amânarea devine o obișnuință, disciplina spirituală începe să se piardă. Rugăciunea devine tot mai rară, studiul Bibliei devine tot mai superficial și închinarea devine tot mai formală. Știți ce ne învață Scriptura? De exemplu, despre rugăciune. Stăruiți în rugăciune. Vegheați în ea cu mulțumiri, zice Coloseni 4 cu 2. Stăruiți în rugăciune. Astea nu sunt lucruri de amânat și nu sunt lucruri de lăsat la o parte. Rugăciunea este, de exemplu, o disciplină spirituală asupra căreia trebuie să insistăm. Disciplină înseamnă că noi trebuie să ne impunem anumite lucruri. Când e vorba de rugăciune, ea este o disciplină spirituală, noi trebuie să ne o impunem. Citirea Scripturii, studiul Scripturii este o disciplină spirituală, trebuie să ne impunem această disciplină. Mersul la casa Domnului, implicarea într-un grup de părtășie, toate acestea sunt discipline spirituale care ne vor ajuta nespus de mult. Dragii mei, ia gândiți-vă dumneavoastră la un sportiv, bun, bun sportiv, care nu se mai antrenează. Nu se antrenează azi, nu se antrenează mâine, își iese din mână cu antrenamentul și ajunge să-și piardă disciplina antrenamentului. Așa e în viața de credință, dragi tineri. Aș vrea să înțelegeți că e important să ne facem un program spiritual. Mi-e drag să vorbesc celor tineri, pentru că obiceiurile pe care vi le faceți în tinerețe sunt de un real folos pentru voi toată viața. De aceea spun, aveți grijă, nu amânați prioritățile spirituale, nu pierdeți disciplina spirituală. Formați-vă oameni disciplinați spiritual și spuneți, fie ce o fi, eu în fiecare zi trebuie să mă rog. Fie ce-o fie în fiecare zi trebuie să citesc din Scriptură. Fie ce-o fi în fiecare duminică eu sunt în casa Domnului. Fie ce-o fi în fiecare luni sunt la tineret. Sau alte activități. Asta înseamnă disciplină spirituală. Nu observați dumneavoastră cât de subtil întâi începe cu amânarea priorităților spirituale. Nu zici că nu le mai faci, dar le amâni. După aceea vine Pierderea disciplinei spirituale, și dintr-o dată simți că nu mai poți să le faci. Al treilea pas de cădere în capcană este absența părtășiei. Dragii mei, eu mă aduc aminte când eram tânăr, practic eram de 17 ani. Știți ce m-a stimulat pe mine tare să mă duc? să cer de la Domnul umplerea cu Duhul Sfânt? Un prieten al meu care mi-a povestit despre experiențele lui spirituale, mi-a povestit cum Domnul a lucrat în viața lui și l-a umplut cu Duhul Sfânt. Știți ceva? Mi-am dorit să am și eu plinătatea Duhului cum o avea el. E așa de importantă părtășia. E așa de important să fii împreună cu cei ce te pot stimula spre căutarea lui Dumnezeu, spre apropierea de Dumnezeu. Ieri dimineață vorbeam aici în biserică despre pericolul anturajului, anturajului necreștin și nefast pentru copiii noștri din biserică. Ei bine, vă spun, dragi tineri, un anturaj bun e de mare folos. Însă atunci când îți lipsește părtășia, când apare absența părtășiei în viața ta, Zicând, nu mă mai duc la biserică, că stau acasă și mă uit la un film. Dragul meu, nici nu știi ce pagubă mare îți faci. Absența părtășiei este foarte păgubosă. Lipsa de la biserică, de la grupul de părtășie duce la izolare spirituală. Și Scriptura zice foarte clar să nu părăsim adunarea noastră cum au unii apatici obiceiul. Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții. Asta se întâmplă în părtășiile creștine. Absența părtășiei este foarte periculoasă pentru că te duce mai adânc în capcana aceasta a apatiei. Imaginați-vă un cărbune încins, care este, știu eu, într-un foc și e cărbunele încins. Știți ce bine e de cărbunele acela? Arde, are temperatură împreună cu ceilalți cărbuni. Dar ia cleștele și scoate cărbunele din foc, scoate de acolo și zi, tu stai deoparte. Ce se întâmplă cu cărbunele acela pe care îl izolezi de ceilalți de foc? Se stinge, sigur se stinge. Tocmai asta este absența părtășiei pentru fiecare creștin care lipsește de la părtășiile bisericii. De aceea, dragi tineri, cred că este important într-o seară ca și asta să re ne reînnoim angajamentul față de biserică, față de grupurile de părtășie, față de activitățile spirituale, pentru că iată cât de subtil se ajunge întâi amânarea priorităților spirituale, apoi pierderea disciplinei spirituale, apoi absența părtășiei și apoi încă un pas mai jos în capcană, toleranța față de păcat. Toleranță față de păcat. Așa se întâmplă. Păi, cuvântul nu-ți mai vorbește, nu mai ai disciplina studierii Scripturii, nu mai ai disciplina participării la biserică, ai pierdut părtășia, și apare toleranța față de păcat. Dar știți pentru care păcate apare toleranța? Pentru aleamici. mici. Pentru păcatele mici. Nu-i mare lucru. Încep să nu te mai simți mustrat în conștiință că ai zis și tu o minciună. Deci acum, cum am întrebat eu pe cineva care a zis că nu are niciun păcat și am zis, Doamnă, da, de mințit s-a întâmplat să mințiți vreodată. Și apoi așa, ca toți oamenii. Dragii mei, Toleranța față de păcat apare pe drumul acesta al apatiei spirituale. Când începi să zici, nu-i mare lucru. Însă, cu cât apatia se adâncește mai tare, începi să tolerezi păcatele mici, începi să le justifici, conștiința devine tot mai insensibilă la mustrările Duhului Sfânt. scrie autorul epistolei către evrei în capitolul 3 cu versetul 12 așa Luați seama fraților ca niciunul dintre voi să nu aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. Luați seama! Ați văzut în curtea bisericii, e pavaj. Știți, dumneavoastră, pavajul ăsta e frumos mi-am pus și eu în curte. Tot culoarea asta. Știți ce e cu pavajul? E atât de frumos, dar câteodată, dacă noi nu vegem, printre dalele acelea de pavaj, crește câte un fir de iarbă. Nici nu-l bagi în seamă, e mic. Și îl lași în pace că e un fir mic. Dar peste ceva vreme, lângă firul ăla, mai crește un fir de iarbă. Și dacă nu le iei în seamă, fir lângă fir, fir lângă fir, și dintr-o dată curtea, poate să arate a curte părăsită, așa, una din asta, printre dale, cresc firele de iarbă și lucrul acesta arată cât se poate de rău. Ei, toleranța față de păcat exact aici duce. Un păcățel mic cu păcățel mic cu păcățel mic și păcatul devine un mod de viață. Încep să-l tolerezi și zici, e ok, e regulă acolo. Dragul meu tânăr, fă o evaluare a inimii tale. Îndrăznesc să să zic, notează orice păcat ascuns acolo. Și în seara aceasta, nu mâine, mărturisește lui Dumnezeu și zic, Doamne, smulge-l din viața mea. Observați voi, Întâi amânarea priorităților spirituale, apoi pierderea disciplinei spirituale, apoi absența părtășiei, apoi toleranța față de păcat și hop, mai jos ne ducem. Indiferența față de lucrurile lui Dumnezeu. Păi când, când în viața noastră amânăm prioritățile, pierdem disciplinele spirituale, nu mai avem părtășie cu frații, tolerăm păcatul, e aproape logic că vine indiferența față de ceea ce contează cu adevărat și anume lucrurile lui Dumnezeu. Încep să trăiești fără pasiune, încep să trăiești fără scop și lucrul acesta este foarte grav. Este un verset în Sfânta Scriptură un text din Apocalipsa adresat bisericii din Laodicea. E textul cel mai des folosit atunci când se vorbește despre apatia spirituală, pentru că Dumnezeu acolo vorbește acestei biserici și zice pentru că nu ești nici rece, nici înclocot, mă apucă un fel de greață când te văd. Iertați-mă, asta zice, am să te vărs, să te vomit din gura mea. Acum, da, zic, tot s-a vorbit astăzi de legionari mult, nu? Tot ați auzit de legionari. Nae Ionescu zicea așa, că și ăsta a fost de sorginte, dar zicea așa, ateul este mai aproape de Dumnezeu decât indiferentul. Poate vi se pare ciudat. Ateul este mai aproape de Dumnezeu decât indiferentul. Cum se poate asta? Ateu se războiește cu Dumnezeu și la un moment dat la apucă Dumnezeu în război și zice, na, te-am pus la punct și te-am lămurit. Dar indiferentul, stă bine, mersi, nu-i nu pasă nici de Dumnezeu, nici de credință, nici de celelalte lucruri. Indiferența față de lucrurile lui Dumnezeu este foarte păgubosă. Într-o sală unde nu-i nici întuneric, nu-i nici lumină, stă bietul om și zice, băi, văd. I se pare că vede, dar nu vede. Dragi tineri, vreau să vă rog, țineți minte de la ăla cu părul cărunt care a trecut într-o seară pe aici. Vă rog, identificați un domeniu de slujire și căutați să vă implicați în el tineri de vârsta voastră trebuie să aibă activități spirituale. Nu să stea indiferenți față de lucrurile lui Dumnezeu. Pentru că după toate acestea, dragii mei, după amânarea priorităților spirituale, după pierderea disciplinei spirituale, după absența părtășiei, după toleranța față de păcat, după indiferența față de lucrurile lui Dumnezeu, vine dezastru, abandonarea relației cu Dumnezeu. Adică pur și simplu nu mai ai nici o relație cu Dumnezeu. Ești în biserică, încălzești un scaun și atâta tot. Nu mai ai nicio relație cu Dumnezeu. E așa de trist, dragii mei. Câteodată mă uit, uitați-vă, mai stau aici și mă uit peste biserică. Și văd oameni în timpul de închinare. Nici tu rugăciune, nici tu cântare. Și se mai uită în jur, la geamuri, probabil că au numărat becurile astea de nu știu câte ori în loc să se conecteze cu Dumnezeu. Au abandonat relația cu Dumnezeu și asta este foarte grav. Poți să fii în biserică, dar dragii mei, dacă abandonăm relația cu Dumnezeu, este foarte grav. Vedeți la capătul acestui proces vine abandonarea relației cu Dumnezeu. O fi de mare copacul. Dacă nu-i hrănit, dacă nu este udat, într-o zi se usucă și se dărâmă. Dacă te simți departe de Dumnezeu, astăzi, drag tânăr, e vremea să te întorci cu fața către El. Amin. 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 Ia să citim toți acronimul ăsta. Acronimul ăsta păcătos. Ziceți tare voi, că ați zis că vedeți la ecran. Tare! Apatia! Vedeți, dragii mei, cât de subtil ajungi în capcana aceasta a apatiei spirituale? Cât de subtil! Iertați-mă că repet. Dar nu, haideți să repetăm toți. Dacă tot vedeți, toți, haideți să citim. Eu chiar îmi doresc să învățăm ceva. Eu n-am venit să vă spun o predică, să vă impresionez cu o predică, n-am ce câștigat din asta. Dar voi câștigați dacă rămâneți cu lucrurile acestea bine întipărite în mintea voastră. Haideți să citim toți în cor, cu voce tare. Care sunt treptele căderii în capcana apatiei? Am. E bai. E apatie. Însă, dacă vorbim în biserică, la tineret, despre capcana apatiei, ar fi nedrept să nu vă spun că se poate scăpa din capcana asta. Se poate scăpa. Șoricelul odată prins acolo, nu mai scapă. E gătuit. Peștele odată prins în capcana cârligului nu mai scapă. Dar ascultați-mă bine. Pentru că vorbim despre apatia spirituală, există șansa de a ieși din această capcană. Ce e de făcut? Ce e de făcut pentru asta? Primul lucru, în același după același model, mergem Primul lucru, recunoașterea problemei. Recunoașterea problemei e primul pas spre vindecare, spre scăpare. Dacă un bolnav vrea să capete vindecare, în primul rând trebuie să recunoască că e bolnav și înaintea lui Dumnezeu. Dacă vrei să ceri vindecare, dacă tu stai înaintea Domnului și zici, Doamne, eu nu sunt bolnav. N-am treabă. Bine, dacă nu ești, stai liniștit. La doctor, dacă nu-ți nu recunoști condiția și nu te duci la doctor, să-i zici, domnule doctor, mă dore aici și mă dore din coace. Dacă nu-ți recunoști condiția, n-ai șanse de vindecare. Tocmai de aceea, dragii mei, cred că e înțelept să facem fiecare dintre noi o evaluare sănătoasă și sinceră a inimii noastre, pentru că fără o astfel de evaluare nu poți să iei măsuri. Și noi vrem să știm cum să ieșim din capcana aceasta. Și, dragii mei, e foarte important: știți că Apostolul Pavel zice: cercetați-vă pe voi înșivă dacă sunteți în credință, puneți-vă la încercare, verificați-vă cu alte cuvinte fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Aceasta este învățătura Scripturii. Noi suntem chemați să ne cercetăm pe noi înșine. Și tocmai de aceea vă chem, dragi tineri, verificați-vă dacă găsiți apatia spirituală sau vreuna dintre treptele acelea de căderi în apatia spirituală în viața voastră, căutați repede ieșirea. Primul pas spre ieșire este recunoașterea problemei. Să recunoști care este situația ta. Zic încă o dată, dacă un pacient ignoră simptomele bolii pe care le are și nu cere ajutor la medic, nu are șanse de vindecare. Dragi tineri, dacă ați ajuns cumva în capcana aceasta a apatiei spirituale, să știți. Cine e în apatia spirituală este în disgrația lui Dumnezeu. Dumnezeu zice, am să te vărs, mi-e greață de astfel de stări, de indiferență. Dacă ai ajuns acolo, fă timp, te rog frumos, fă timp să stai tu și Dumnezeu, să te rogi ca și psalmistul și să zici, cercetează-mă Dumnezeule și cunoaște-mi inima. Fi sincer cu tine însuți și zi, Doamne, unde am pierdut râvna? Unde mi-am pierdut pasiunea? Ce domenii am neglijat? Recunoașterea problemei este primul pas spre ieșire. De aceea, dragi tineri, vă îndemn astăzi. Dacă găsiți o stare de apatie în viața voastră, recunoașteți-o înaintea Domnului, nu înaintea mea. Înaintea Domnului recunoașteți-vă starea, pentru că Domnul e bun. Strigă din capcana apatiei, Doamne, am ajuns și eu aici. Am ajuns aici, îmi recunosc slăbiciunea și nimignicia, izbăvește-mă, Doamne. Dar nu pot să scapi fără să recunoști problema pe care o ai. Al doilea pas, eliberarea prin mărturisire. Adică, odată ce ai identificat problema, ți-ai recunoscut-o, trebuie să stai înaintea aceluia care te poate izbăvi din ea. Și vreau să-ți spun tare și răspicat, singurul care te poate izbăvi din apatia spirituală este Domnul. E foarte important să stai înaintea Domnului și să zici, Doamne, te rog, eliberează-mă și El te eliberează prin mărturisire. Mărturisește stările acele ale căderii, stai înaintea lui Dumnezeu, mărturisește pentru că apatia este foarte adesea rezultatul păcatului nemărturisit, a toleranței față de păcat, așa cum v-am spus. Apatia conduce la aceste lucruri și atunci, dragii mei, mărturisirea e așa de importantă pentru curățire și pentru reînnoire. 1 Ioan 1 cu 9, dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Ia gândiți-vă voi, un râu, dacă e înfundat cu gunoaie, mai curge liber râul acela. Știți ce se întâmplă cu el? Apa își face loc, dar adesea pe direcții, alte direcții decât albia normală a râului acelui. Apa ia alte direcții pentru că s-a pus ceva în cale. Așa se întâmplă când păcatul nemărturisit stă acolo, în viața noastră spirituală. Și atunci viața noastră spirituală, în loc să meargă pe albia ei normală a relației cu Dumnezeu, se duce pe alte cărări spre relația cu lumea, cu anturajele greșite și cu păcatele din lumea aceasta. Dragul meu tânăr, găsește timp să stai înaintea lui Dumnezeu. La asta te chem în seara aceasta. Să stai înaintea lui Dumnezeu, să-ți recunoști problema, să-ți mărturisești păcatul. Eu îți spun, mărturisește-l înaintea Domnului, dar dacă zici, mi-am mărturisit înaintea Domnului și n-am reușit, caută pe unul dintre oamenii lui Dumnezeu și să am o problemă, frate. Pentru că s-ar putea să ai nevoie de consiliere, s-ar putea să ai nevoie, sunt situații în care ai nevoie să ți mărturisești păcatele înaintea unui om când nu simți dezlegare. Omul acela este menit să te ajute să poți să ieși din capcana aceasta. Să se roage împreună cu tine, să te sfătuiască. E așa de important ca să poți ieși din apatia spirituală, să-ți recunoști problema, să te eliberezi prin mărturisire. Și apoi e foarte important încă un lucru. Vizualizarea dragostei lui Dumnezeu. Când te uiți la Dumnezeu, este un lucru extraordinar scrie în Scriptură, așa când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Rușinea e acolo în capcana apatiei când ai picat, dar când îți întorci privirile spre Dumnezeu, când vizualizezi dragostea lui Dumnezeu, când înțelegi cine este Dumnezeu, totul se schimbă. Ia gândiți-vă la un copil care, într-o mulțime, la, la piață, să zicem, se duce la piață și aglomerat tare și se pierde de tata lui. Se pierde printre oameni. Și alergând printre oameni, plânge și e necăjit și e disperat, e speriat. Și când dintr-o dată îl vede pe tata că apare după colț, Imaginați-vă ce se întâmplă cu copilul acela. Dintr-o dată îi se luminează fața. Dintr-o dată frica se duce și apare pacea. Ei bine, dragii mei, așa se întâmplă când noi vizualizăm dragostea lui Dumnezeu, când ne uităm spre Dumnezeu. Când înțelegem cine este Dumnezeu, noi suntem izbăviți din capcana aceasta. E un alt pas de ieșire din această capcană. Tocmai de aceea vreau să vă chem, dragi tineri, meditați la ceea ce Dumnezeu a făcut deja pentru voi. Citiți în Scriptură pasaje precum Isaia 53, de exemplu. Citiți despre ce a făcut El pentru voi și pentru păcatele voastre. Lăsați-l pe Duhul Sfânt să vă umple inima de recunoștință și veți înțelege că asta este un pas de smulgerea noastră din această capcană. Tot vreți să știți care e cuvântul ăla care apare? L-am pus în engleză de data asta. Că sunteți tineri și sunteți iubitori de engleză, nu? Acum îl ghiciți? care Ia la ei. Revive. Bun. Bun. Bun, mergem la I atunci. Implicare activă în slujire. Implicare activă în slujire. Vreau să știți, dragii mei, că ceea ce ne smulge pe noi din această capcană e întâi recunoașterea problemei, apoi eliberarea prin mărturisire, vizualizarea dragostei lui Dumnezeu și implicarea activă în slujire. Asta ne revigorează pe noi, că asta înseamnă revive. Revigorare, ridicare, asta contează nespus de mult. Nu poți să te ridici din această capcană altfel. Implicarea activă în slujire este atât de importantă. Știți câtă bucurie aduce slujirea altora? Pantia spune tare, cât de multă bucurie aduce slujirea altora. Foarte mare. Că tot umblă după noi, zice, frate Nelu, să facem cutii pentru copii de Crăciun, nu știu unde frate Nelu, să facem asta și asta. Ei bine, dragii mei, de ce toate acestea? Pentru că slujirea altora îți dă atâta satisfacție. Ascultați-mă, am spus-o și altora, pentru ieșirea din depresii, din apăsări, e esențială slujirea altora, pentru că îți dă așa o satisfacție. Ai făcut ceva pentru cineva, ai dat satisfacție cuiva. De ce credeți voi? Că părinții sunt atât atât de bucuroși să facă ceva pentru copiii lor. Și fac, zicea, acum iertați-mă că lunec în politică, dar Ciolacu zicea zilele trecute când a fost întrebat de cursa aia neplătită sau cum o fost ea, zicea la un moment dat, am vrut să fac o aroganță pentru fiul meu să-l duc pe cu avionul, cursă din asta specială. Am vrut o De ce credeți că părinții își permit câte o aroganță din asta. De ce credeți că își permit câte o aroganță? Câteodată le e greu, dar zic, hai să-i cumpăr la copilul meu telefonul ăla, ca așa și-l dorește. De ce? Pentru că părintele se bucură el însuși când face o bucurie copilului său. Ei, dar aș vrea să știți, dragi tineri, implicarea activă în slujire aduce atâta satisfacție și de aceea vă chem, dragii mei, căutați să vă implicați activ în slujire. Zice Petru, în 1 Petru 4 cu 10 așa, fiecare să slujească altora după darul pe care l-a primit ca niște buni spravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu. Știți voi că dacă cineva e prins în capcana asta a apatiei, când începe să slujească, știți cum e? Ca o, o barcă care stă undeva pe noroi. Nu mai este apă. Și când pornește apa pe subia, și-o ridică din noroiul acela, să vedeți cum mișcă barca, și e în, e în elementul ei. Asta suntem noi, oamenii, ne-a lăsat Dumnezeu aici, ca să fim în elementul nostru, slujind altora. Asta te smulge din capcana apatiei, slujirea altora. De aceea, dragi tineri, vă rog frumos, găsiți-vă un loc în care să slujiți. Fie că este vorba de un grup de la tineret, fie că e vorba de corul de tineret și Ovidiu Pușcașu să zică amin, nu mai poate zice că o plecat. <laughs> fie că e corul bisericii, fie că este ajutorarea celor în nevoie, implică cu seriozitate chiar dacă nu simți inițial dorința. Pentru că un om apatic nu simte dorința pentru lucruri spirituale, dar silește-te pe tine însuți să te implici în slujire și vei vedea cum ești tot mai ușurat, mai scăpat din capcana aceasta a apatiei. Recunoașterea problemei, eliberarea prin mărturisire, vizualizarea dragostei lui Dumnezeu, implicarea activă în slujire. Următorul pas. Viața nouă prin Duhul Sfânt. Știți ce se întâmplă atunci când tu mărturis, îți mărturisești, recunoști problemele, îți mărturisești păcatul, te uiți spre Dumnezeu și spre dragostea Lui, te implici activ în slujire, deja Încep să trăiești o altă viață. E o viață nouă prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și lucrul acesta contează așa de mult. Aș vrea să știți că eliberarea completă din apatie vine doar prin Duhul Sfânt, zice Scriptura, așa în Zaharia. Lucrul acesta se va face nu prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul. Nu știu dacă v-a fost dat să vedeți vara, când e secetă multă. Și dintr-o dată să vedeți că vine un nor, vine ploaia și plantele acelea la secetă și frunzele din copaci parcă așa se chircesc, sunt necăjite, amărâte plantele și vine un nor și își golește bogăția de apă pe pământul acela. Știți ce se întâmplă? Uită-te mâine zi peste ogorul acela și dintr-o dată, wow! Totul capătă viață, totul este altfel. Viața nouă prin Duhul Sfânt este de acest fel, dragii mei, de aceea rugați-vă zilnic pentru o umplere proaspătă cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Renunțați la încrederea în propriile forțe și bizuiți-vă pe Domnul și pe puterea Lui pentru a trăi o viață plină de râvnă. Și apoi vă mai spun ceva ca să fie revive complet. dă drumul! Exercițiul disciplinelor spirituale. Dragii mei, viața de credință prin asta se ține. Am, am o predică despre mușchiul spiritual cum faci mușchi spiritual. Există exercițiu pentru mușchii noștri spirituali. Există exerciții. Nu vedeți dumneavoastră? Ce dumneavoastră? Câți dintre voi îmblați pe la sală? De ce merg oamenii la sală? Fac exercițiu. De ce? Pentru corpul acesta. Atât. Pentru corpul acesta. Însă, dragii mei, a face exercițiu spiritual pentru mușchi spiritual, pentru întărirea noastră spirituală, este esențial și pentru aceasta trebuie făcute exerciții ale disciplinei spirituale. Cândva, în școala biblică, am predat un curs intitulat Disciplinele Spirituale. Dragii mei, sunt esențiale pentru creșterea noastră spirituală, pentru dezvoltarea noastră normală și pentru. Păzirea noastră ca să nu cădem iarăși în capcana apatiei. De aceea, după ce recunoaștem problema, după ce ne eliberăm prin mărturisire, după ce vizualizăm dragostea lui Dumnezeu care ne ține și ne implicăm activ în slujire și trăim o viață nouă prin Duhul Sfânt, este important exercițiul disciplinelor spirituale. Mă întorc din nou la sportivul care nu se antrenează în fiecare zi și care își pierde forma nu te antrenezi în fiecare zi, ți-ai pierdut forma. Dar ce frumos zice psalmul 1 pe care voi îl știți bine. Ferice de omul care își găsește plăcerea în legea Domnului. Pentru el devine o obișnuință să citească cuvântul. Pentru el devine o obișnuință să se roage. Când zic obișnuință, nu înțeleg prin asta rutină, ci e obiceiul spiritual sănătos care îl ține departe de capcanele apatiei spirituale. Dragi tineri, dacă cineva este prins în capcana apatiei spirituale, are nevoie să fie revivalizat. <laughs> am zis bine. <laughs> Prima dată m-am gândit când am pregătit asta, am pus cuvântul râvnă. Da, am zis că voi sunteți tineri uh, și vă prinde bine și țineți mai bine minte lucrurile acestea. Avem nevoie de acest revive. Dragii mei, ăsta trebuie să fie permanent în viața noastră. De aceea vreau să vă chem. Nu prima dată să citim acronimul, toți.

era al șaselea. Dragii mei, aș vrea să înțelegem că această capcană a apatiei îl poate prinde pe orice om. Uitați-vă la mari oameni ai lui Dumnezeu! Uitați-vă la Ilie, care într-o zi a stat pe Muntele Carmel. Și tot poporul era adunat în jurul muntelui și tot strigau împreună cu Ilie, Domnul este adevăratul Dumnezeu. Și a adus o mare trezire spirituală în întreg Israelul. Și la puțină vreme după asta, Ilie era căzut în capcana apatiei spirituale. Vreau să știți astăzi, dragi tineri, capcana aceasta stă deschisă pentru orice om, pentru orice creștin. Capcana aceasta stă deschisă, gata să te înhațe, gata să te prindă. Însă, dragii mei, vă rog, vegheați. 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 Rugați-vă lui Dumnezeu și ziceți, Doamne, nu ne lăsa în capcana aceasta apatiei spirituale, pentru că vă aduc aminte ce simte Dumnezeu pentru creștinul apatic. Pentru că nu ești nici rece, nici înclocot, am să te vărs din gura mea. Vă rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu, pentru binele vostru, pentru că vă doresc o viață spirituală bogată. Vreau să vă mai spun ceva înainte de a încheia. Viața cu Dumnezeu e cea mai frumoasă viață, nu e un slogan pe care vi-l spun. Ascultați-mă, n-am venit aici în această luni seara să vă spun sloganuri. Viața cu Dumnezeu e cea mai frumoasă viață. E o adevărată, e, e palpitantă viața cu Dumnezeu. Palpitantă. Este o aventură a credinței. Și dacă contează ceva, dragii mei, Contează să trăim în mod plenar viața noastră cu Dumnezeu. Diavolul se luptă din răsputeri să ne tragă în capcana aceasta apatiei spirituale. Și vezi astăzi creștini apatici, mi-e milă de ei, creștini apatici care stau, mă duc și eu la biserică, Stau și eu la biserică și mă uit la ceas de nu știu câte ori, nu se mai termine, predică prea lung, fratele, cântările astea mă obosesc sau nu știu ce. mi milă de oameni aceștia, dragii mei, când viața cu Dumnezeu este o viață care ar trebui să facă să clocotească în noi entuziasmul. Să se uită Dumnezeu la noi și să ne vadă în clocot. Și să ne privească cu bucurie. Feriți-vă de apatie. Creștinii apatici sunt oameni de compătimit. De aceea, fugiți de capcana apatiei. Și revive! Revive! Iar voi ziceți: Amin. Bun.